Bine v-am găsit la un episod foarte mișto în care vorbim despre Kashin Koji. Cine este el, de unde vine, ce abilități are și de ce seamănă atât de mult cu Jiraiya, sunt întrebări ce își vor găsi răspunsul în videoclipul de astăzi. Dar înainte să începem, nu uitați să activați clopoțelul pentru că urmează multe clipuri foarte mișto pe canal. O să diversific zona de anime destul de curând cu Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Hai, recunoașteți că vă place puțin acolo să mă auziți pronunțând cuvintele astea japoneze. Sugoi desu! Un lucru foarte interesant este că acest nume, Kashin Koji, aparține unui personaj din folclorul japonez și este un mag care se presupune că ar fi trăit la sfârșitul perioadei Muromachi, adică între anii 1336 și 1573. Acest mag este descris ca un bărbat mai în vârstă, cu părul alb, bărbos și se spune că și-a folosit iluziile pentru a înșela conducătorii proeminenți, cum ar fi Oda Nobunaga. Kashin Koji, pe care îl cunoaștem noi, personajul din seria Boruto Naruto Next Generations, este unul dintre cele mai interesante și puternice personaje ale acestei serii. Pare misterios așa personajul, mai ales felul în care se aseamănă cu Jiraiya, astfel apărând tot felul de teorii, de la ideea că ar fi chiar fiul lui Jiraiya, până la faptul că este chiar Jiraiya din timeline-ul în care Boruto și Sasuke s-au întors în trecut pentru a lupta cu Urashiki. Oricum, aceste teorii au fost demontate în capitolele 44 și 45 din Boruto manga, când aflăm cine este de fapt Kashin Koji. Hai să începem cu asemănările dintre cei doi. Sunt amândoi înalți, au părul alb, par a fi cam de aceeași vârstă, cu un mic avantaj de partea lui Kashin Koji pentru că se stipulează în anime că nu are riduri, părul său este drept în comparație cu cel țepos al lui Jiraiya, lungimea părului ajunge până în zona umerilor, de asemenea are o barbă tunsă de-a lungul linii maxilarului și a marcajelor roșii la colțul ochilor, extinzându-se în jos și terminându-se cu obrajii care seamănă cu cifra romană 2. De asemenea are un neg pe față pe partea stângă a nasului, purta o mască ce ascundea jumătatea superioară a feței, împreună cu halatul negru cu glugă și căptușeală maro, ce par standard în organizația Kara. Koji este considerat un monstru în ceea ce privește puterea și abilitățile, care au fost modificate folosind echipamente științifice ninja. În timp ce se bazează exclusiv pe abilitățile sale, el a reușit să-l învingă cu ușurință pe Konohamaru Sarutobi, unul dintre cei mai buni jonin din Konoha, și l-ar fi și ucis dacă Boruto nu-și activa karma. Aveți videoclip aici. Este printre cei mai puternici membri din Kara, întrucât l-a învins și ucis cu ușurință pe Victor și era încrezător că o va putea învinge și pe Delta, dar aici n-a fost cazul pentru că Amado a pus-o la Nani foarte ușor. Chiar și Ishiki Otsutsuki l-a recunoscut pe Kashin Koji ca fiind un om foarte capabil. El a fost capabil să ucidă recipientul lui Ishiki după ce a fost grav slăbit și chiar s-a menținut o perioadă la același nivel cu Ishiki. Kashin Koji are o viteză foarte bună, este capabil să surprindă un adversar cu garda jos de la distanță și chiar în timp ce îl înfruntă. El are o abilitate foarte bună de infiltrare, fiind capabil să se strecoare pe lângă mult mai experimentatul Victor fără să fie observat și de asemenea a putut să se deplaseze în jurul satului Konoha. El este extrem de prolific în taijutsu, este capabil să contracareze cu ușurință toate atacurile corp la corp și să planteze simultan tehnici pe adversarul său fără ca el să știe, ca atunci când a pus broasca sinucigașă pe Trashamaru. A putut concura chiar și cu un Jigen slăbit în lupta corp la corp, fiind capabil să contracareze și să schimbe lovituri serioase cu el. Se arată că este extrem de rezistent, capabil să supraviețuiască, fiind zdrobit de 3 stâlpi care i-au distrus brațul, i-au schilodit picioarele și trunchiul și a avut încă suficientă forță pentru a convoca o broască pentru a scăpa. Koji are un control extraordinar al chakrei, fiind capabil să efectueze tehnici cu un singur braț rămas. El are de asemenea rezerve mari de chakra, întrucât este capabil să folosească și Sage Mode. Folosește ninjutsu din Konoha, deși n-a venit chiar de acolo și a moștenit maestria lui Jiraiya, dar și setul de abilități, la o scară mult mai mare. El poate crea mai multe clone de umbră și este capabil să schimbe fără probleme locurile cu ele, pentru a evita detectarea. El este unul dintre personajele care pot folosi Rasengan. Bine, Rasenganul oricum nu mai este ceva rar, deja avem 6 personaje care îl pot folosi. Minato, cel care l-a inventat, Jiraiya, Naruto, Konohamaru, Boruto și Kashin Koji și oricum nu-l pune la socoteală și pe Kakashi, care deși a format acel Rasengan a spus că nu este the real deal. Oricum, Rasenganul lui Koji se potrivește în contextul în care îl folosește împotriva lui Konohamaru și poate folosi chiar și Ultra Big Ball Rasengan. De asemenea, el cunoaște foarte bine tehnicile altora, întrucât a înțeles natura barierei din Konoha și cum să o ocolească. Super important. Își poate manipula părul pentru a ataca și a se apăra împotriva dușmanilor săi, exact cum făcea și Jiraiya.
Abilitatea lui Kashin Koji în Shuriken Jutsu este foarte mare. Poate lovi fără efort un adversar, la fel cum am putut noi observa atunci când l-a surprins pe Victor cu un kunai în piept. El poate folosi ninjutsu de spațiu și timp, este capabil să intre în dimensiunea celor 10 cozi după bunul plac. De asemenea, poate invoca broaște pentru a-l ajuta în luptă, variind de la convocarea unor broaște mici care pot acționa pentru supraveghere sau ca un mijloc de completare a tehnicilor sale, sau broaște uriașe ce pot zdrobi țintele. A fost atât de bun. A fost atât de bun. Ba nu, stai, l-a omorât pe tipul ăla, Mugino. Și este capabil să efectueze tehnica invocării inverse. El poate folosi jutsu de sigilare invocând stâlpi și ținând echipa 7 și pe buhnici în loc. Wow, îți dai seama, l-a prins și pe buhnici aici. De asemenea, poate lansa ulei lipicios din gură. Dacă aveți impresia că nu e suficient de puternic sau că nu l-a depășit în putere pe Jiraiya, ei bine, Kashin Koji poate utiliza eliberarea focului și a pământului, dar a arătat o maestrie deosebită în utilizarea tehnicii de foc numită True Fire of Samadhi, care determină ca victima să ardă spontan și să-i provoace o daună suficient de puternică pentru a depăși eventualele capacități de regenerare ale unor shinobi și nu se sting niciodată. El poate de asemenea să lanseze mingi de foc din gură și chiar să-și imbibe pumnul cu foc pentru a-și consuma ținta cu flăcări prin lovire. Cu eliberarea pământului poate transforma solul din zonă în noroi pentru a-i imobiliza pe dușmani. Față de Jiraiya însă, Koji este capabil să folosească Sage Mode cu un echilibru perfect de chakra și energie naturală. În timp ce se află în această formă, Koji câștigă iride galbene de tip broască cu pigmentare portocalie în jurul ochilor, iar prin abilitățile sale de senjutsu și-a îmbunătățit abilitățile fizice și percepția senzorială până la punctul de a putea primi o lovitură de la Ishiki, omul care i-a nenorocit pe Naruto și Sasuke în forma lui Jigen, și să-l țină temporar la distanță înainte de a contracara rapid. Ninjutsul său este de asemenea îmbunătățit, fiind capabil să folosească tehnici precum Sage Art, Fan of Flames of Fire Fire Gods, mamă, Jesus, până la punctul de a presa și surprinde temporar pe Ishiki Otsutsuki cu cantitatea copleșitoare de flăcări. Deci, da, Kashin Koji este un sage perfect, iar Jiraiya nu. Kashin Koji, deși seamănă cu Jiraiya, nu este Jiraiya însuși, este o clonă creată de Amado folosind probabil ADN-ul lui Jiraiya, fiind cu mult îmbunătățit, datorită acelor unelte științifice de tip ninja. Amado l-a creat pe Kashin Koji cu un singur scop, să-l învingă pe Jigen, mai precis să-i distrugă corpul pentru ca Ishiki să nu aibă timp să se reîncarneze în Kawaki. Corpul lui Jigen nu era capabil să facă față puterii brute a lui Ishiki, puterile sale fiind enorme, dar și limitate în același timp. Scopul lui Koji a fost acela de a găsi momentul oportun pentru a-l distruge, folosind toate manevrele posibile pentru a influența ca recipientul compatibil al lui Ishiki să fie cât mai departe de acesta, pentru a nu putea fi reîncarnat prin karma. Odată ce corpul lui Jigen a fost distrus, karma lui Kawaki a dispărut, astfel Ishiki, neavând altă alternativă decât să apară în forma sa adevărată cu doar 20 de ore rămase de trăit, timp în care ar trebui să implanteze o karma nouă în Kawaki, altfel goodbye my love, goodbye. Planul lui Amado și Koji era inițial să-l monitorizeze pe Kawaki pentru a nu-i permite lui Jigen să ia corpul, dar cu toate acestea Jigen a aflat între timp că Boruto are și el karma, iar Kawaki este sub protecția personală a lui Naruto, așa că spre marele șoc al lui Kashin Koji, Jigen pur și simplu s-a teleportat brusc la locația lui Kawaki prin karma, astfel lăsându-l să se întrebe ceva foarte logic. Dacă Jigen era capabil să se teleporteze oricând la Kawaki, de ce ar atribui o misiune altora pentru a-l recupera pe Kawaki? Oare pentru a vedea cine este trădătorul? Pe măsură ce Jigen a simțit prezența broaștei lui Koji, acesta a eliberat-o, în timp ce și-a dat seama că de fapt Jigen îl suspecta de mult și concepuse planul cu recuperarea pentru a înțelege adevăratul scop. După ce Jigen l-a dus pe Naruto într-o altă dimensiune, Koji a așteptat cu nerăbdare revenirea lui Jigen, teoretizând că după o luptă cu Naruto, Jigen ar fi fost destul de epuizat, considerând această șansă ca fiind cea mai bună pentru a-l ucide el însuși. Când a ajuns la baza organizației Kara, a aflat de la Amado că Jigen avea capacitățile reduse undeva la 10% și va folosi această ocazie pentru a-l ucide pe Jigen. Amado și-a adunat lucrurile esențiale pentru a-și putea continua munca, Kashin Koji i-a sumonat o broască pentru a-l transporta departe de baza Kara, direct la periferia orașului Konoha. Între timp începe bătălia dintre Jigen și Koji și este o bătălie foarte mișto, o găsiți în capitolul 45 din manga, în dimensiunea unde se afla și bestia cu 10 cozi. În timpul discuției dintre cei doi, Koji în mod secret a strecurat o broască mică în peisaj pentru a înregistra discuția dintre ei și a trimite această transmisiune către Amado. Broască de streaming. Cute, nu?
Discuția a devenit foarte tensionată, mai ales după ce Jigeni a spus că știa că ei sunt trădători și l-a întrebat pe Kashin Koji care este scopul său adevărat. Iar după o scurtă altercație, Koji i-a menționat că a fost creat cu scopul de a-l ucide pe Jigen. Și a continuat asaltul asupra lui Jigen, care a respins cu ușurință diversele tactici, spunându-i că este un simplu instrument pentru că și-a dedicat viața unui singur lucru. Cu toate acestea, pe Koji l-a durut fix în 3 litere, declarând cu mândrie că el este un ninja. Imediat ce l-a ademenit pe Jigen în capcana sa, Kashin Koji a convocat un perete masiv de flăcări, ce mișto arată, știind că nu putea absorbi flăcările naturale lipsite de chakra pentru a-l învălui pe Jigen. Practic, acele flăcări erau flăcări reale, dar invocate dintr-un loc. Flăcările care l-au ucis în continuare pe Jigen au forțat activarea etapei finale a evoluției, făcând ca Ishiki Otsutsuki să învie din interiorul lui Jigen. Deoarece Jigen nu era pe deplin compatibil ca și recipient, a fost declarat ca fiind o formă imperfectă a lui Ishiki. Ishiki și-a folosit puterea pentru a micșora instantaneu și a dispersa flăcările. Apoi a început să micșoreze diferite ținte, forțându-l pe Koji să se retragă. În cele din urmă, atacul lui Ishiki a distrus masca lui Koji, făcându-l să-și dea seama că era de fapt o clonă a lui Jiraiya. În timp ce Kashin Koji se luptă cu Ishiki, fiind uimit de cât de puternic devenise acum, Ishiki a lăudat manipulările lui și ale lui Amado după ce l-au forțat să folosească o înviere care îl ucidea încet. În același timp, Ishiki îl privea pe Koji ca pe un prost pentru că era un pion de sacrificiu, știind de fapt că Koji nu va avea nicio șansă să-l învingă. Pe omul nostru, bineînțeles că l-a durut în fund de cuvintele lui Ishiki și a hotărât să-și termine misiunea. El a continuat cu activarea Sage Mode. Odată cu creșterea puterii sale, Koji a reușit să schimbe lovituri bune cu Ishiki și să-l preseze cu eliberarea de foc. După ce și-a dat seama că abilitatea Sukuna Hikona avea nevoie să vadă o țintă clară, el a reușit să-l prindă pe Ishiki pe picior greșit cu un Ultra Big Ball Rasengan. Cu toate acestea, Ishiki a dezvăluit a doua jumătate a tehnicii sale de micșorare, Daikoku Ten, care îi permite să convoace ținte pe care le-a micșorat într-o dimensiune de buzunar. El a folosit această abilitate pentru a convoca pietre masive care au zdrobit brațul și flancul stânga lui Koji. Realizând că nu mai poate câștiga, a chemat o broască uriașă care l-a înghițit și l-a teleportat. Deci da, probabil că a fost o unealtă, dar scopul său a fost mai mult decât nobil. Practic, trebuie să-l lăudăm pe Amado, este un geniu care a conceput un plan foarte complicat, iar în urma bătăliei dintre Kashin Koji și Ishiki, mai precis a faptului că Jigen a fost ucis, karma lui Kawaki a dispărut, astfel obligându-l pe Ishiki să-l caute pe Kawaki pentru a reînvia în el, nemai având foarte mult de trăit. Dragilor, mulțumesc pentru atenție, vă rog eu să nu uitați de clopoțel, e super important pentru că nu veți primi notificări și, sincer, e păcat pentru că sunteți mari fani anime. Ne auzim data viitoare, toate cele bune, pa!